Dacă dumneavoastră mi-aduceți anumite revendicări pe care fermierii din țară, unde protestează, nu au nicio revendicare trimisă către Ministerul Agriculturii. Toate formele asociative, toți fermierii care au fost în stradă, au fost prezenți la Ministerul Agriculturii. Am avut dialog, am încheiat procese verbale, ne-am asumat anumite ordonanțe pe care săptămâna aceasta le vom da în guvern. Avem toate sumele necesare, avem forme de creditate, de creditare, două ordonanțe privind creditele agricole în România. Eu nu înțeleg ce trebuie să mai dăm. În România sunt peste 1 milion de fermieri. Dacă domnul ministru Barbu trebuie să stea cu 1 milion cu fiecare în parte, dacă dumneavoastră considerați lucrul acesta, eu mi-aș dori foarte mult, așa cum spunea ieri și o formă asociativă, că și dumneavoastră trebuie să faceți o informare corectă către colegii dumneavoastră din teritoriu unde aveți reporteri, să arăte aceste procese verbale care s-au întomit cu formele asociative care dețin peste 90% din fermierii din România, plus cei care se află în stradă ca persoane fizice care și-au rezolvat revendicările prin proces verbal asumat de către Ministerul Agriculturii și fermierii din stradă. Da, ce să le mai dăm fermierilor? Și mai era Grindeanu care zicea că nu înțelege de unde a venit treaba asta cu transportatorii. N-au zis, domne, nimic până acum. Domnul Grindeanu, domnul Barbu, domnul Boloș, domnul Ciolacu în general, PSD și PNL, așa, în particular. Oamenii zic în fiecare zi. Oamenii sunt disperați în fiecare zi. De dimineața până seara. Nu există pauză, practic, mai ales dacă ești în mediu privat. De dimineața până seara treci într-o disperare și într-o panică totală. Că voi aveți tot felul de gânduri, de planuri cu noi, vă vin idei de noi impozite, de noi sisteme din astea prin care să ne chinuiți, să ne alergați, să ne verificați. Deci, oamenii zic în fiecare zi. Nu știu, acum, în vacanțe pe unde plecați fiecare, în poveștile astea cu numirile și ce mai faceți pe la partide și pe la guvern, e posibil să nu fie auzit. Dar e bine că oamenii sunt acolo în stradă și nu o să plece prea curând, pentru că, exact cum spuneam, această Românie care e acum în stradă e o necunoscută totală pentru politicieni în general. Partea frumoasă e că oamenii au pucat la huiduiel și pe Simion și pe Șoșoacă și am terminat. O să vorbim ora aceasta din nou despre aceste proteste, despre revendicări și ce se poate face real pentru oamenii aceștia, până la urmă pentru agricultura României, dar și pentru transportatori. O să vorbim însă și despre companiile de stat care sunt falimentare, datornice la stat. Însă, ele au o agenție care le monitorizează. Și la agenția aia e bogăție mare de tot, pentru că au fost crescute salariile cu 2.000 de euro, 10.000 de lei, v-am arătat un pic ora trecută, dar continuăm. Pentru că vicepreședintele ăla care a fost primar la Amara, a cocoțat pe cal acolo, e așa și el, o bucățică din tot acest angrenaj. O să ne uităm însă și la sistemul de sănătate, pentru că medicii zic va fi o Românie bogată care va merge în privat pentru că își permite și o Românie săracă, acea Românie care nu o să aibă acces la asistență medicală. Nu sunt doar medicii de familie, sunt și cei din ambulatorii. Deficit uriaș peste tot, se reduc bugetele și există niște acuzații ale medicilor. Vom avea aici în direct un medic. Îi spun așa, Casa Națională de Sănătate e un fel de miliție. Vrea să investigheze, vrea să ne verifice. Discutăm despre toate. Sunt Ioana Constantin, începe a doua oră de Politica Zilei. În platou alături de mine, Diana Stoica, deputat USR, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc. Printr-o legătură video, fostul ministru de finanțe, Gheorghe Alumițianu, președinte PMP Brașov. Bun găsit, domnule ministru. Să rămână. Brașov, mulțumesc că sunteți aici. De asemenea, rămână, cu mare profesorul plăcere. De economie, Bogdan Glăvan. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Bună ziua. Ne uităm un pic întâi la ce se întâmplă cu aceste proteste și abia aștept apoi să vorbesc, mai ales că sunt și domnul Alămițeanu și Bogdan Glăvan, dar o să dăm și noi un pic de culoare, Diana, despre agenția asta și despre cetățeanul ăla cocoțat pe cal acolo, care ia 30 ceva de mii de lei și verifică el, nu știu, o să verifice companiile astea de resurse din România. Dar până atunci, avem o situație foarte complicată. Aș pleca de la domnul ministru pentru că ați văzut ce înseamnă de-a lungul vremii și de-a lungul experienței noastre, ce înseamnă proteste, ce înseamnă greve. Acum nu vorbim de un protest, o fi avut el mici scântei, mici politizări pe aici, pe acolo, na, acum, dar e un protest al oamenilor simpli. Ei, am avut mai ora trecută aici un fermier, domnule, eu sunt un țăran, sunt un om simplu, m-am dus și le-am zis, domnule, eu nu pot cu e-factura asta voastră, că ce aveți? Da, nu pot cu tot ce ne cere să facem. E, întrebarea este, poate guvernul să rezolve? Că am mai discutat zilele trecute, dar pare că am ajuns la un apogeu. Ăștia sunt nervoși, s-au apucat să ia ca la educație liderii de asociații, de sindicate,
La transportator văd că s-a dus cotar. Ce-o fi făcând acolo domnul ăsta Ștefănescu? Mie nu mi-e limpede că el e peste tot. El e supărat și cu RCA-urile și cu Euroinsul. Acum e supărat și cu astea. Dar zilele trecute a dat comunicat că el se dezice de protestul ăsta. Dar azi a fost la domnul Grindeanu. No, cum se poate rezolva, domnule ministru, într-o manieră în care să mai avem agricultori, să mai avem fermieri, să mai avem transportatori, oamenii ăia să-și mai aibă hectarele de pământ și tractoarele? Doamna Ioana Constantin, reprezentanții asociațiilor profesionale din agricultură și din transport nu îi mai reprezintă pe cei mai mulți care desfășoară activitatea agricolă și în transport. Și oamenii au ieșit în stradă din disperare. Și la emisiunea dumneavoastră ați avut invitați foarte mulți fermieri din multe zone, și din Arad, și din Tulcea, și din alte zone. Și s-au plâns că sunt în pragul falimentului, că nu mai pot rezista. Și domnul Dragoș Frumosu, care reprezintă sindicatul din agricultură. Deci au spus, nu se mai poate. Iar vine domnul ministru al agriculturii și spune, domnule, nu au venit revendicările. Păi toate au fost acolo, la domnul Daia. Domnul Daia se plimba pe la Bruxelles la cumpărături și nu le rezolva problemele fermierilor. Domnul Barbu, nimic. A discutat niște lucruri la minister, a făcut un proces verbal și au spus că a rezolvat problemele. Chiar dacă vor da ordonanțe de urgență, nu le pot pune în aplicare pentru că au făcut un buget împotriva mediului de afaceri și în primul rând a fermierilor. Pentru că singurele cheltuieli care sunt reduse în bugetul din 2024 sunt cheltuielile cu subvențiile, 5 miliarde de lei minus. Deci de unde o să dea bani? Iar domnul Ciolacu spunea ieri seară la alt post de televiziune că 99% din resursele sunt financiare sunt în buget. Păi cum au făcut bugetul fără prevederi legale? Că eu știu că nu poți să trăiești nicio sumă în buget dacă n-ai o prevedere legală. Dar noi ne-am confruntat cu altă situație. În 2023, dar și în 2024, au trecut sume subevaluate la cheltuieli, care în 2023 au fost acoperite o parte din fondul de rezervă, tăind bani de la investiții. Deci oamenii aceștia nu au soluții, ia amenință, ne spun că totul e rezolvat, mai obligă și presa să îi susțină, nu îi mai susțin cei din presă, că se fac de râs, își pierd ratingul, își pierd locul de muncă, pentru că oamenii nu se mai uită la posturile respective de televiziune. Și chiar televiziunile de casă ale PSD-ului și PNL-ului nu mai pot să îi susțină, pentru că oamenii au ajuns la limita răbdării. S-a trecut peste suportabilitatea de a suporta impozite și taxe. Doar că și atunci sigur că sunt nervoși. Da, ce e păcat este că se instrumentează foarte mult politic și public tot ce se întâmplă. Doamna Ioana Constant, să mai spun și minciuni. Domnul Boloș spunea că acele facilități fiscale trebuiau eliminate, că scrie în PNRR. Da, în PNRR scrie, dar în 2026. Dar ei s-au grăbit să le anuleze. Nu-l mai văd la niciun post de televiziune pe domnul Stolojan, care susținea principiul echității și spuneam atunci, domnul prim-ministru, să nu omorâm eficiența și să nu ducem firmele în faliment de dragul echității. Sigur că e un principiu care trebuie respectat, dar mediul de afaceri are nevoie de sprijin. Uitați politica adusă de PNL privind eliminarea inechităților, i-a adus pe oameni la disperare. Taxe. Asta a fost programul de guvernare. Da, Diana Stoica, dar ce spuneam aici este că în afară de faptul că habar n-au ce fac fiscal și a explicat domnul Ialomițianu până acum, că de aici vin și toate nemulțumirile oamenilor, că a ajuns omul la zărau cu tractorul să vorbească de e-factura, chiar am înnebunit cu toții. Oamenii spun, domne, nu mai putem, ne trec ăștia pe micro, pe 3%, e dezastru, bun. E, dar există și foarte mulți care profită în povestea asta, și dintre ei cu asociațiile astea, și unii din zona publică. Probabil domnul Stănescu. Și da, am văzut și o încăierare din asta politică între ei. No, acum te-aș întreba, uite, asta se întâmplă la Nădlac, că s-au enervat oamenii, s-au dus să le verse pământ acolo în fața la primărie. Pe la Cluj am văzut că au defilat pe mijlocul orașului. Bun, dincolo de partea asta și de calcule politice, pentru că oamenii zic, stai, noi nu vrem să dărâmăm, că nu ne ajută dacă dărâmăm guvernul. Totuși, concret, la finalul zilei, să nu fie ca la profesori. Asta e teama tuturor. Asta e problema și cred că de-aia oamenii nu au spus foarte clar că nu vor pleca acasă până când nu se vor adopta niște acte normative clare. Deci dacă guvernul nu mai reprezintă nicio încredere, dacă un angajament pe care guvernul unei țări nu și-l ia, am ajuns la
într-o situație foarte gravă din punctul meu de vedere. Și apropo de ce spunea domnul Ialumițeanu, se mai spunea în PNRR că înainte de a discuta despre eliminarea oricărei facilități fiscale, trebuie făcut o analiză. Ei n-au făcut așa ceva. Au tăiat de avalma facilități de prin mai multe sectoare. Să nu uităm că agricultura a fost un sector de asemenea foarte lovit de acea creștere a taxării pe munca part-time, ca și cum ar fi full-time. Ăsta a fost unul dintre domeniile cele mai afectate. Și eu cred că, realistic vorbind, oamenii sunt efectiv și, da, așa cum spunea și mea, să nu e vorba doar de transportatori, de fermieri, sunt medici aici, personalul auxiliar din stale care efectiv nu mai face față, vedem acum că dau o lovitură și sistemului de medicină prin ambulatorie, deci asistența medicală primară, dar practic ei nu s-au mai săturat, de aceea ne-au crescut atât mult taxele anul trecut de atâtea ori și nu se satură. Ați văzut că acum o parte dintre revendicări, am văzut mai devreme că au întocmit acum o listă de 76 de revendicări, printre care multe se referă la reducerea cheltuielilor bugetare, pentru că toată lumea vede că noi ca cetățeni toți plătim taxe, toată lumea își plătește taxe la timp. Statul, în schimb, face o risipă din banii noștri tuturor, pensii speciale, da? Clientela de la partid, îmbuibată prin toate... Sport, agenții... Da, și e revoltător, adică e sfidător, nu mai zic de atitudinea acestor oameni, care ei cred că, totuși, fermieri și transportatori au nebunit cu toți să stea în frigul ăsta, domnule, în stradă. Da, și plimbă tractoarele, adică, consumă motorină pe străzi, că dau prea mulți bani, se dau afară din casă. Este sfidător atitudinea. Dar, înainte să merg la Bogdan Glăvan, vreau să spun ceva. Dacă ei și închipuie că funcționează iar ca la profesor, domne, hai să-i învrăjbim, deci ne ducem noi, ni luăm pai noștri. Pai noștri din asociații, prietenii noștri, acolo îi punem la mese lângă noi, ne pozăm, dau aia comunicate, facem, ieșim. În agricultură deja s-a întâmplat, vedem încercarea cum face și Grindeanu la transporturi. Repet, cu Cotarul, care acum câteva zile țipa pe tot internetul, domne, noi nu suntem de acord, noi ne dezicem de ăștia, nu știm cine stă ăștia cu tractoarele, cu camioanele, cu nu sunt cu noi. Da, domnul Cotar știe doar când e cu dosarele de la... alea de daună, știți? Cu RCA-urile de la servisurile auto, știe domnul Cotar ce zic eu, dar alea de i-au enervat și pe cei de la Euroins. Bun, dar se încearcă această învrăjbire. Același lucru a fost și cu sindicatele. Se duceau aia trei acolo, ieșeau profesorii, nu înțelegeau, domne, ce se întâmplă. Bogdan Glăvan, ei n-au soluții, n-au nici bani și nici nu înțeleg, probabil, sunt foarte multe probleme, oamenii ăștia au venit cu probleme concrete, nișate, ăla e cu oile, ăla e cu tractorul, ăla e cu acciza, ăla cu nu știu ce. E foarte greu de rezolvat problema asta. Cum vezi? Economic, în primul rând. Aproape că nu este milă de guvern, dar am ajuns în situația asta, de fapt situația e de plâns, pentru că după perioada aia inflaționistă de acum 2 ani de zile, când guvernul și-a umflat bugetul scumpind energia și chiar și până de anul trecut, și după multele promisiuni, program de guvernare în care au zis că o să plouă cu cârnați și așa mai departe, la sfârșitul zilei ne-am ales doar cu măriri de taxe și cu măriri de prețuri. Și aceste măriri de prețuri, așa cum am avut ocazia să vorbim de numeroase ori, își fac efectul în timp, adică ele erodează și rod din bunăstarea românilor pas cu pas, nu toată lumea este afectată dintr-o dată. Tocmai asta este șmecheria și perversitatea inflației, că nu suferim cu toții dintr-o dată, ci categorie după categorie, treptat, așa. Și acum suntem într-o, adică și RCA-ul s-a scumpit, da? Ca parte a fenomenului inflaționist și ca parte a turilor date de-a lungul anilor. Da? Că ce înseamnă de ce s-a scumpit? Pentru că sunt daunele mari. Și de ce sunt daunele mari? Pentru că s-au scumpit materialele, dar pentru că avem inflație. Deci nu putem da istoria înapoi. Nu putem... Asta e marea problema guvernului. Că el nu poate da istoria înapoi. Să ia România de unde a apucat-o în toamna iarna lui 2021. Nu poate da. Suntem în 2024 și mai este o problemă. Tocmai pentru că suntem în 2024, fiecare categorie profesională vrea să obțină tot ce poate obține. Luna cu stelele. Și trebuie să spunem și acest lucru. Și asta e adevărat. Ce? Că s-a deschis o cutie a Pandorei. Pentru că guvernul nu are autoritate. Și a demonstrat că nu are autoritate, ce discutam și aici mai devreme, a demonstrat că nu are credibilitate și dacă oricine, uite-te ce ministru al agriculturii avem,
Da? Pare dintr-un sitcom, pare din acele momente cu divertis, pare extras de acolo. Dacă astea sunt personajele... Rămâne domnul Daia în top, totuși. Încă nu l-am trecut. Nu l-am trecut pe Daia încă și nu s-a dus nici să mănânce roșii pe acolo, da. Doamna Ioana Constantin, da. Ei au crezut că mărind impozitele și taxele și cum spunea domnul Glăvan legat de inflație, au crezut că mediul economic suportă, nu mai suportă. Și cum spunea doamna Diana Stoica, ei au crezut că pot să-și mențină clientela politică, că n-au redus niciun secretar de stat și au angajat clientela politică, mențin pensiile speciale și au zis, lasă că mediul de afaceri suport. Nu mai poate să suportă. Nu mai suportă. Asta a fost disperarea. E o situație critică. Da, e mare, e o problemă foarte mare. Nu-i mai recunosc pe cei din asociațiile profesionale. Sunt multe IMM-uri care au dat faliment. Iar domnul Gianu, care e președintele Consiliului IMM, nici măcar nu mai apare pe la niciun punct. Păi nu poate să apară, că dânsul e și la garantare. Domnule Ialomițianu, el e și la fondul ăla de garantare. Da, e președintele păi, fondului trebuie de să le dea la ăia cu GPL-ul de la Crevedia bani. Să nu supere pe cei de la PSD. Uh-huh. Da, să nu-i supere. Bogdan Glăvan, te rog, scurt. Este un lucru de realitate și asta o demonstrează tocmai faptul că dacă îi asculți, declarațiile lor sunt complet incomprehensibile, sunt complet incoerente. Domnul prim-ministru spunea aseară că revendicările sunt justificate. Păi dacă revendicări de o asemenea învergură, de o asemenea amploare și diversitate sunt justificate, de ce ai aflat abia astăzi? Adică asta e culmea. Iar colegul dânsului, domnul Grindeanu, spune că nu înțelege pentru ce se protestează. Deci primul ministru... Bine, dânsul nu știa nici la ordonanța 13. Da. E vechi în povestea asta, dar eu i-am spus și ieri, transmit lui Grindeanu, că oamenii ăștia cu tractoarele nu suntem măia cu luminițele. Adică e un pic diferit și oamenii ăștia au mai multe de pierdut decât aveam noi atunci cu luminițele alea. Deci nu o să plece și eu sper că nu pleacă de acolo, deci cât mai mulți. Uite așa, ce-mi place mie cel mai mult și cu asta închidem subiectul că vreau să vă arăt cu agenția asta Mamut, îmi place că exact ca la profesori, printre ei sunt oameni foarte demni care nu vor să lase pe nimeni să câștige capital din chestia asta. Nici politicieni, nici mai sunt unii pe la în presă care se duc acolo, se leagă cu lanțurile lângă ei. Dar unde a spus până acum? Unde a spus că până acum făcea jocuri politice, pleca Iohannis, vă duceați după el pe acolo, calculați, puneați președintele României, acum puneți fermierul României sau cum, că acum ați trecut la... Dapoi. Haideți să... Bun, hai să vedem. Vreau să vă arăt întâi niște imagini. Îi rog pe colegii mei să vi-l arate pe un om care câștigă... Bine, hai să-l arătăm. Bine, ăsta e bun. Putem să-i arătăm și pe toți, nu contează. Acest cetățean, de fapt ăștia trei, da, treimea, da? Ăștia conduc agenția aceea Mamut, Amepipu, care trebuie să monitorizeze companiile de stat din România, cele foarte bogate, mă rog, și alea falimentare, dar în orice caz companiile de stat ale țării. Cetățenii ăștia trei așa la costum nu arată mereu la costum. De exemplu, domnul este vicepreședinte al acestei agenții, domnul Moraru, și dânsul a fost primar la Amara și a terminat facultatea la 35 de ani. Eu am mai vorbit despre el, dar ce problemă am acum? Și-au mărit salariile cu 10.000 de lei. Așadar și până urmare, cetățeanul după calul negru, în cazul de față, câștigă 33.000 de lei pe lună. Pentru că șeful agenției Amepip câștigă 38.000 de lei pe lună. Mă rog, mai e încă unul care încă nu s-a manifestat în niciun... Uite, ăsta e domnul, da? Vicepreședintele agenției care monitorizează companiile de stat în România. Acest domn, Moraru. De, n-am nimic, dar cine îi numește? Unde îi găsește? Inițial pe lege. Această agenție trebuia să dea lefuri oamenilor ăstora de 20 și ceva de mii de lei, maximul pe care le ia un secretar de stat. Recent și-au mai crescut cu 2.000 de euro. Ce faceți asta, Ica? Că voi că vă uitați cu interes așa, da. Păi mă uit pentru că mi se pare uite, incredibil. Uite, pupă și calul, iată-l. Pupă și calul, vicepreședintele. Da, ideea este că, în primul rând, au făcut o mizerie prin înființarea acestei agenții. PNR spunea foarte clar că trebuie făcut un corp dintre angajații deja existenți care să monitorizeze, da, performanța companiilor de stat, care știm cu toții că e dezastroasă. Nu să înființeze o nouă supraagenție, și noi am mai discutat în momentul vițării la dumneavoastră despre această mizerie, nici să creeze, practic, o nouă sinecură, să-și pună acolo toți oamenii de pe la partid. Deci nu avea ce să caute încă o instituție
ineficientă, care nu face nimic, după cum vedem că tot sunt cele mai rău platnice, da, companiile de stat. Deci e o mizerie de la început până astăzi, vedem. Și asta e problema, de fapt, în România, că ei nu sunt preocupați să rezolve problema reală. Deci noi am avut acolo un indicator, un jalon în PNR, care ne zicea, face ceva cu companiile astea, că e prăpăd, da? Corect. Și ei vin și profită de ocazie să înființeze încă un loc călduț cu salarii de 10.000 de lei. Păi a făcut, deci... le-a pus, păi da, le-a așezat mai bine, să le monitorizeze mai bine. Nu și-a rostul. Da, domnule ministru. Nu e prima dată când profită de acest cadru legal. În 2011, când eram ministru de finanțe, împreună cu domnul Predoiu, ministrul justiției, am elaborat o ordonanță de urgență, un proiect, privind guvernanța corporativă, adică să indicatori de performanță și selectarea celor care conduc companiile de stat. Când a venit guvernul Ponta, ce au folosit? Ce a folosit guvernul Ponta? Să le majoreze indemnizațiile la cei din Consiliul de Administrație și cei din AGA. I-au dus de la un salariu de secretar de stat până la nivelul a 5.000 de euro. Acum, iară PSD-ul venind la guvernare, profitând de un jalon în PNRR, impus de OECD și de Comisia Europeană, de ce au impus cele două instituții? Să nu se mai numească pe criterii politice cei din fruntea companiilor. Ei ce au făcut cei de la PSD? Cu acceptul PNL-ului. Au înființat o agenție mamut cu salarii foarte mari, cu oameni politici, fără experiență. Am tot respectul pentru cel care conduce această agenție privind pregătirea profesională, da, dar n-are nicio experiență. N-are nicio experiență. Cum să verifici toate companiile și din domenii diferite? Deci, asta au făcut. Să mai dea niște bani la clientela politică. Iar cei de la OECD și Comisia Europeană au și trimis semnale la București. Dom'le, n-ați rezolvat problema aceasta, că a rămas în continuare politizate companiile de stat. Deci n-ați făcut nimic. Au profitat numai să dea niște bani la clientela politică. Și PSD-ul și PNL-ul. Deci șeful agenției de care spuneți, deci nu ăsta pe cal, altul, Mihai Precup, 37 de ani, dacă dăm poza cu cei trei, e cel din centru, ca să știți ce e cu el. Da? Să dăm poza cu cei trei, ca să le spunem oamenilor. Deci cel din centru este șeful, care câștigă 38.000 de lei. În 2020 a candidat pentru funcția de senator din partea Pro-România a lui Ponta. A obținut doctoratul la Sorbona. A absolvit și Universitatea de Vest din Timișoara. A predat cursuri de politică monetară la Sorbona. În luna iunie a fost și pe la Poșta Română până Consiliul de Administrație. Deci ăsta e cel din mijloc. După care domnul Morarul, vedeți acolo, Morarul e în stânga, e domnul care era pe cal mai devreme, da? Ăsta a fost înainte, e un apropiat de-al lui Neacșu, și a fost înainte fără concurs, consilier la Secretariatul General Guvernului, de unde aparține și agenția asta, și gestiona investiții ale Secretariatului General. Știți că înainte Secretariatul General avea cam toate companiile astea în subordine, nu chiar toate, dar toate. Yeah. Și Transgaz și toate astea. 44 de milioane de euro avea omul ăsta în treabă. Așa. Și mă rog, v-am zis că și-a luat la 35 de ani diploma la o privată. Și mai e celălalt, al treilea, Ciprian Hodjda. Ăsta a fost consilier de stat în cancelarea prim-ministrului Câțu, după care a trecut la Ciolacu. Mă rog, după care a venit Ciucă și acum omul are 42 de ani, a lucrat în domeniul bancar. Și ăsta 33.000 de lei. Bogdan Glăvan. Aș vrea să spun câteva lucruri în ordine. În primul rând, este o mărgărie această creștere salarială și modificarea organigramei agenției după ce tocmai a fost sărbată conducerea. Da, adică, înțelegeți ce se întâmplă? Ei au făcut o selecție a conducerii în baza unor așteptări, da? În baza lumea s-a înscris, poate, nu știu, că au amânat, poate, vă dați seama, din mediul privat nimeni n-a în serios chestiunea asta, deci poate că n-au fost prea mulți doritori din mediul privat. După care și-au mărit salariile. Păi, hai să dăm niște înapoi. Cu actualele salarii, poate că n-au mai mult la concurs, la selecție, nu? Dar ei n-au vrut chestia asta. Ei au vrut întâi să lasă așa moale, să se pună, să se numească ei, după care să-și mărească ei salariile. Deci, prima reușită a acestui trio este că și-au mărit propriile salarii. Pentru că, sincer, mă îndoiesc a fost un cadou de la Moș Crăciun. Da? Adică n-a căzut din cer chestia. Și-au schimbat
statutul, au trecut la alea de demnitari, funcționari și atunci au putut să-și majoreze. Da, știți cum este? Am avut și eu o poziție într-o companie de stat și primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acolo a fost să spun că nu vreau niciun fel de privilegiu sau de tratament din ăsta exagerat. Știți cum se făcea? Dacă ți se încheie contractul, trebuie să primești tot felul de compensații și treburi de astea. Adică poți să conduci o entitate publică și fără să pretinzi să fii nemaipomenit de bine plătit. Nu asta este problema. A doua chestiune este, cum a spus și dumneavoastră, și chiar și în cazul domnului Precup, care cred că a lucrat și pe la Ministerul de Finanțe, ce îi recomandă? Deci ar fi trebuit să știm despre ei și să iasă să ne spună fiecare dintre ei ce performanță a avut până în acel moment. Să zică, domnule, eu, cât am fost la Ministerul de Finanțe, am economisit cu tare bani publici, am făcut chestia asta, am făcut cu tare reformă. Au făcut ceva, unde la Amara, să spună. Poate au făcut la Amara ceva, nu știu. Da, avea cai și bonei de 100.000 de lei sau nu știu cât au scris aia de presa locală. În absența informații, tot ce știm despre domnul Precup și Ministerul de Finanțe e că au lăsat moștenire un buget nemaipomenit de prost unul din istoria României și aveau un buget de 20 de miliarde de lei. Deci dacă asta este ceea ce îi recomandă pe dânsii, asta este performanța și experiența lor, atunci la revedere, asta se va întâmpla și acum. Ce să mai comentăm? Adică eu zic că au venit în locul potrivit, Bogdan, pentru că toate companiile astea sunt niște găuri negre, la fel ca și bugetul. Hai să ne uităm un pic la ele. Îi rog pe colegii mei, că au tot un material foarte interesant, colegii de la Europa Liberă, tot ei au scris despre această majorare de salariu. Ce se întâmplă, domnule, companiile astea de stat, că astea sunt principalii datornici la stat, de la Compania Națională Bahuilei, la ăștia de la CFR, da? Sunt datorii uriașe ale acestor companii la stat, iar ANAF spune că nu poate și nu crede că va recupera cel puțin 70%. Dacă putem, Sabin, să arătăm și cartonul, materialul, ca să vadă telespectatorii, la full, vă rog, să vadă telespectatorii cine sunt aceste companii și unde vin oamenii ăștia să conducă astăzi. Da? Deci avem 1718 operatori economici, firme de stat, da? 910 sunt restante. 20 de miliarde de lei e suma totală restantă, da? Dintre care 13,5 miliarde de lei, adică aproape 70%, reprezintă arierate care nu pot fi recuperate prin executare silită. Deci singur recunoaște statul, Bogdan Glăvan, mă întorc la tine, că nici măcar nu poate recupera de la ăștia ceva. Bine că recunoaște și acest lucru, că multe chestii nu le recunoaște, dar noi trebuie să ne întrebăm. Și asta putem observa dacă studiem, dacă citim acea listă cu mari datornici. Cum au ajuns și acolo? Sunt două categorii de firme. Sunt firme de stat care au fost plătite de către stat. Deci statul își asumă practic răspunderea pentru ele, că asta este. Nu mai recuperăm nimic, e un deficit quasi-fiscal. Da. Și sunt firme private, da, despre care n-au auzit nici naiba, dar dacă stăm și căutăm puțin pe internet, vedem că sunt asociate marilor dosare de evaziune. Și acum, întrebarea de 2000 de puncte este, cum poate o firmă să ajungă să datoreze statului 1 miliard de lei, da? Vă dau așa o cifră relevantă situației, peste noapte, e posibil? Nu. Dar cum a ajuns în postura asta? Păi, în timp, nu peste noapte, fiind înființată de oameni care au mai înființat încă 1000 de firme, care au mai dat încă alte țepe, da? Deci lucrurile s-au întâmplat în timp. Ar fi trebuit la ANAF să clipocească niște beculețe, că sunt tot soiul de criterii de risc, da? Și asta e valabil pentru orice business. Îți monitorizezi clienții, da? Și clienții ANAF-ului sunt contribuabili. Și tu îți monitorizezi să vezi, bă, da, întârzi cu plata, ăla mai plătește, poate, poate nu. Ce se întâmplă? I-a durut un corp și, practic, au fost în concubinași. Astfel, aceste datorii s-au tot cumulat până au ajuns la 1 miliard, firmele astea văd în insolvență, nu o să mai recuperăm nimic de la ele. Dar problema cea mai mare este că oamenii de la stat care au fost în pat cu ăștia, probabil că sunt bine mersi tot în posturile alea. Deci imaginați-vă cum o să supraviețuiască. Sau în alte posturi. Da, abia aștept să-i văd pe domnul de pe cal cum se duce să verifice ce se întâmplă la Transgaz sau la compania Huilei. Domnule Alumițian. Nu vor face nimic. N-au fost în stare ministerele
care aveau în subordine companiile respective, să le restructureze. Și țin minte că am avut chiar în acordul cu Fondul Monetar și Banca Mondială și Comisia Europeană restructurarea, adică să le aducem pe profit. Și, într-adevăr, cei din minister le-au păstrat așa, să le aibă, să le gestioneze, fără să-i supere pe cei din subordine. Vă dați seama, dacă ministerele n-au reușit să facă lucrul acesta, vor face cei trei vestiți specialiști să restructureze. Nu vor face nimic. Vor lua banii, le păstrează, s-ar putea să aibă și o influență politică asupra lor, pentru că gestiunea va fi din subordinea secretariatului general al guvernului, pentru că au influență și asupra companiilor de subordonare locală și o să joace politic, pentru că asta a făcut coaliția PSD-PNL, mai ca să aibă controlul politic să folosească în campanie electorală. Da, eu vreau să fim corecți pentru telespectatori. Oamenii ăștia trei au o viață foarte grea și foarte aglomerată în acea funcție, pentru că... Stau liniștiți, doamna Ioana. Nu, stați, domnule ministru, vă rog, lăsați-mă să spun până la capăt, pentru că eu vă spun că sunt foarte, foarte ocupați, pentru că, gândiți-vă, ei trebuie să numească oameni în toate consiliile de la aceste companii și companiile astea sunt și pe plan local. Gândiți-vă numai la alea de electricitate, la gaze, au de alea regionale. Noastră nu mai știți cum e în guvernare, când se apucă, dau telefoane, e supărat ăla de la filiala aia, PNL-ul, pe PSD, se bate, se ceartă. Dom'le, vă dați seama cât chin și jale acolo, Diana Stoica. Chin de la PNL și PSD. Păi între ei trebuie să împartă, da. Diana și Stoica, mi se pare scurtă, o dublă măsură absolut mizerabilă, adică tu ca stat iei și pielea de pe cetățeni, dar tu nu îți plătești datoriile la urma urmei. Față de tine, față ei de sunt principalii datornici. Când se plângeau că n-au bani la buget, ia de acolo. Și ăsta e ANAF-ul pe care ne bazăm noi. Apropo, să combată marea evaziune fiscală, pe care cine o face? Cine o tot face, niște protejați politic, da, după cum știm, da, că nu oamenii cinstiți. Aceste companii nu numai că nu plătesc la bugetul de stat, dar creează probleme pe orizontală, că nu-și plătesc obligațiile către alte companii. Și da. Acele exact, companii, da, sunt în situația de a nu-și putea plăti obligațiile la buget. Adică mărul stricat. Funcționarii Casei Naționale de Sănătate vor să sune pacienții să le confirme că au fost la medic. Gândire de milițian, veți ajunge să vă consulte prezicătorii, numerologii și astrologii. Este ceea ce spune medicul Cosmin Alexandrescu, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult, bun găsit! Bună ziua! Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulatori, vă mulțumesc foarte mult! Vreau înainte de a discuta, domnule doctor, să vorbim, să ascultăm puțin ce spune premierul Ciolacu despre medici, sigur despre cei de familie, dar în general despre sistemul de sănătate. Și apoi vreau să comentăm un pic, pentru că, din păcate, zilele acestea, sistemul de sănătate e pe un butoi de pulbere într-un colaps. Nu poate să existe medici într-o orașele mari, dezvoltate, care să câștige peste 15.000 de euro și un medic în zona rurală, poate care are mai mulți oameni mai în vârstă și e mai multă muncă, mai multă deplasare, să câștige o sumă foarte mică. Trebuie să găsim un echilibru. Trebuie să fie o echitate socială. E, și pentru echitate, Casa Națională se gândește cum să verifice. Exact ce spuneți dumneavoastră, domnule Alexandrescu, hai să căutăm pe la pacienți, să întrebăm ce au făcut, pe unde au fost, de ce se scad bugetele și de ce această gândire că și medicii, după mediul privat în general, sunt evazioniști, sunt hoți, cam asta se induce în spațiu public acum. Că domnul prim-ministru nu știe despre ce este vorba, nu este o mare problemă, pentru că nu este profesia dânsului. Consilierii care îi dau mesajele de transmis la televiziune ar trebui să știe mai bine, dar din păcate sunt la fel. Nu știu, îi interesează doar un mesaj. Nimic din ce a spus domnul prim-ministru aseară nu este adevărat. Nu știu unde sunt medicii cu 15.000 de euro, bani luați de la casa de asigurare în buzunarul propriu. Nu știu cum putem să echilibrăm bugetele sunând rudele pacienților să întrebăm dacă au fost la medic sau nu. Cred că era mult mai simplu să fie sunată baba de la vizor de la parterul blocului, ca ea știe sigur tot unde a fost oricine. Corect. S-ar fi dat informațiile exacte la casă.
Și problema asta legată de bani, dincolo de faptul... Ioana Constantin, da. Am primit un mesaj de la un medic de familie și ce spune domnul doctor. Au contracte cu Casa de Sănătate. Primesc o anumită sumă, dar acea sumă este pentru funcționarea cabinetelor, pentru salariați, să plătesc impozite și taxe. Deci suma, indiferent de mărimea sumei, nu poate merge în buzunarul medicului. Medicul și-a o parte din acea sumă. De acord. Și să nu uităm, apropo de statul rău platnic, statul nu și-a achitat toate datoriile către medici de familie nici măcar pe ultimele trei luni ale ultimului an. Nici către farmaciști, nici către nimeni. Da, domnule Alexandrescu, bun, dar... Cam 15.000 de lei ar putea fi considerat în momentul de față un venit la un medic care are, este partea superioară a veniturilor, în condițiile în care după ce punctul va scădea, dacă va scădea la 3,3, venitul brut, și primul era tot venit brut al medicului, ar fi undeva între 5 și 9.000 de lei. Nu euro, lei. Dar cum vedeți aceste reduceri? Că menționați această chestiune legată de punct și într-adevăr am văzut și la medicii de familie, am văzut și la ambulatorii, am văzut și la stomatologie, pe toate palierele se taie. De ce se taie acești bani? Pentru că vorbim de prima linie până la urmă de sănătate. Pentru că nu se știe despre ce este vorba. Pentru că e vorba de același analfabetism în administrare, în sănătate, cum se dovedește și în alte domenii. Nu știu ce înseamnă. Deci iertați-mă că poate uneori par brutal sau agresiv în exprimare, dar aceasta este realitatea. Mi se pare extrem, extrem de dăunător modul în care încă președintele cu delegații al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Cerea, s-a referit la întreaga breaslă medicală. A făcut de râs și profesia dânsului de medic și gradul militar pe care îl are. Nu așa se vorbește. Medicii nu sunt niște hoți. Iar pentru a putea exista o relație normală între medic și pacient în sănătate, trebuie să existe încredere, o încredere reciprocă. Iar această încredere reciprocă a fost subminată permanent, atât de factorul politic, uneori și de mass media, timp de ani de zile. Din cauza asta s-a ajuns ca în perioada pandemiei mesajele din partea medicilor să nu fie ascultate. Din cauza asta se crede că ne putem rezolva problemele de sănătate prin apelare la tot felul de leacuri minune de pe internet. Cum putem sănătatea să... este una dintre principalele datorii ale unui stat. Cetățeanul își transferă statului o parte din drepturile lui. Dreptul la sănătate este transferat în societatea europeană către stat. Ce face statul? Își bate joc de noi în continuare. Din păcate, da, mă uitam la blocările acelea de posturi din sănătate. Au zis că au deblocat nici măcar jumătate din cât e nevoie. Acum vedem diminuări ale bugetelor. Vreau să vă întreb totuși, cum putem să rezolvăm problema asta din sistemul de sănătate? Sigur că nu o putem pe toată și nu putem mâine, dar cum putem acum dezamorsa ce se întâmplă, fiindcă avem un deficit mare de medici, de asistenți medicale, avem problema asta cu banii care nu vin, de contările pentru medicii de familie, pentru farmacii și așa mai departe. Și avem pacienții care dau năvală în spitale în care nu mai pot fi tratați. După socotelele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ar fi nevoie cam de 20.000 de norme de medici de ambulatoriu. În momentul de față în România sunt ocupate 11.000, deci cam 60% din necesar. După aceste măsuri, deficitul va fi probabil de 16.000. Vor mai pleca jumătate. Suntem pe penultimul loc în Europa la alocările pentru sănătate. Ne vom îndrepta spre ultimul loc fără să mai avem niciun fel de concurent. Va fi locul nostru. Da, da. Vreau să întreb ceva pe profesorul Bogdan Glăvan și apoi revin la noastră, domnule doctor, imediat. Deci la concedii medicale se fura Bogdan Glăvan. Medicii fură și ei, domne. Antreprenorii am stabilit de mult că ăștia sunt cei mai mari hoți.
Doamne, dar statul ăsta, el ce se întâmplă? Ce îi se întâmplă lui? El e veșnic furat? Sau că nu reușesc să înțeleg dacă toată... Profesorii, furau și profesorii, dacă vă aduceți aminte în grevă, că semnau acolo și ei, de fapt, nu erau la ore. Îi acuzaseră și pe profesori că sunt hoți atunci. Acum înțeleg că și fermierii ăștia sunt hoți, că s-au înțeles cu medicii veterinari la niște, pe acolo, controle, mă rog, documente și au luat niște subvenții în plus. Deci toată lumea e hoață în afară de ei, guvernanții. Țineți minte când domnul prim-ministru a spus la un moment dat, da, ce sunt eu, fraierul care face reforme? Așa zic despre mine cei din jur. Am venit și fraierul care face reforme. Ce scoate dânsul pe gură, de fapt, este o proiecție. De fapt, acești guvernanți se referă la diverse categorii sociale sau la diversi cetățeni, exact punându-le, gândind despre ei, exact ce știu că au făcut ei de fapt. Da? Exact asta. Adică dacă tu știi că ai parvenit în viață, da? Atunci ți se par toți din lume că ești parveniți. Dacă tu știi că n-ai niciun chef să faci reforme, atunci spui, domnule, ce sunt eu pro să fac reforme. Deci, ți-o ai gura pe dinainte. Asta e mai pe românește spus. Da. Și, din păcate, este o atitudine foarte păguboasă, pentru că, cu siguranță, există oameni incompetenți sau de lăsători în toate meserile, în toate companiile, în toate profesiile. Da? Dar atunci când conduci o țară, tu ai ca obiectiv să faci dreptate și să dai o lege pentru toți. Da? Astfel încât să stimulezi munca și meritocrația. Ori măsurile care se iau alandala din toate domeniile, la taxe până la reduceri de cheltuieli, sunt toate cu drujba. Și toate sunt făcute cu această idee, ăia sunt proști, ăia sunt hoți, ăia sunt nu știu cum, eu sunt deștept. Da, casa asta de sănătate, vin imediat, Diana Stoica, la tine, dar vreau la domnul Alexandrescu și vreau să-i mulțumesc că e alături de noi. Cum putem să rezolvăm? Pentru că ne uităm și noi, oamenii simpli, și zicem, noi plătim, e o gaură neagră, se duc acolo bani, contribuții. Dacă ne uităm acum, nu știu, de 30 de ori mai mare bugetul decât era acum câțiva ani. Și cu toate astea, banii nu ajung niciunde, în niciun domeniu. Nu mai spun că suntem probabil singura țară care există, singura bucată de pământ în lumea asta, unde bolnavii de cancer au mers să protesteze pe 40 de grade în fața ministerului. Deci banii nu ajung niciunde. Și atunci... ce e cu casa asta de sănătate? Ce soluții ar fi? Ar trebui ca, în primul rând, casa de asigurări să își poată gestiona banii conform necesarului. Singura posibilitate de a reduce cât de cât cheltuielile în sistem este aceea ca pacientul să nu ajungă în spital. Internarea înseamnă costuri mai mari. De la simplele condiții hoteliere pe care trebuie să le asiguri, la tot ce înseamnă tratament, medicament și, în general, în spital, ajung cazurile mai grave. Ca să nu ajungi acolo, ai nevoie să întărești medicina primară, medicina de familie și ambulatoriu de specialitate, linia a doua, care oprește ce nu este neapărat internabil. Și pacienții se rezolvă acolo. În general, sunt 5 milioane de consultații medicină de familie și până la 7 milioane de consultații în ambulatoriu de specialitate pe lună. Da, e clar. Ori noi tăiem exact din zona în care am putea să reducem costurile. Da. E adevărat că în fiecare an, imediat și închei, cresc cheltuielile cu sănătatea, pentru că populația îmbătrânește. Da. Numărul celor care au nevoie de îngrijiri medicale crește. Creșterea speranței de viață se face cu costuri medicale. Mm-hmm. Altfel ne întoarcem la noi invers. Cu speranță de viață de 30 de ani și avem costuri la bugetul de sănătate minime. E foarte simplu. Voi ia Bogdan Glăvan o intervenție scurtă și apoi vreau să merg și la domnul ministru și la Diana. Da. Mi-am făcut zile trecute un calcul pe o casă de sănătate, pe un furnizor de asigurări de sănătate, de fapt, din Elveția. Și am descoperit că m-ar fi costat dublu față de cât virez la stat în România. Doar că salariul unui profesor în universitățile elvețiene este același ca în România, numai că în Franța elvețiene. Deci de 5 ori mai mare. Da. Elveția a avut 8 milioane de cetățeni și mai multe case de sănătate. Atenție, să nu credem că ne trebuie o casă de sănătate monopol. Sistemul românesc este puternic și în loc să facă reformele alea ca o majoritate în Parlament și au și PNRR și au tot ce vor, ei de fapt taie cu dușma.
Da, Diana. Și taie de pe sănătatea românilor, pentru că măsurile astea pe care ei vor să le facă acum, așa cum au fost și cele pe care le-au luat anul trecut, prin care au adus în colaps sistemul medical, spitalele le-au lăsat fără medici, fără asistenți, fără infirmieri, fără personal auxiliar, pun în pericol viața a milioane de români. Deci ei se joacă cu sănătatea noastră, în loc să taie de unde ar fi rost de tăiat, de la pensii speciale, de la toate superagențiile acestea unde sunt plătiți, vedem, cu zeci de mii de lei net, da? Deci nu brut, cum spunea domnul Alexandrescu mai devreme. Vedem o situație în care domnul Ciolacu, așa cum bine spunea domnul Glăvan, vede în toți cetățenii cât un infractor, pentru că el așa e obișnuit să stea printre hoți, pentru că la PSD și, din păcate, și la PNL, unde n-a mai rămas pic de doctrină liberală, toți sunt numai colegi condamnați penal. Domnul Ciolacu, la rândul lui, a făcut școala pe la 30 ceva de ani, când românii, toți oamenii, muncesc deja de vreo 7-8 ani cel puțin. Deci ei nu vor sub nicio formă să strângă cureaua și pun în pericol viața a milioane de români. Noi avem o strategie în țara asta, o strategie națională pe sănătate, care spune că trebuie crescut, așa cum spunea și domnul Alexandrescu, accesul la servicii de medicină primară, asistență în ambulator. Deci trebuie, tocmai pentru a degreva spitalele, care oricum sunt în colaps în momentul ăsta, nu mai zic, da? Da, deci acum chiar nu au posibilitatea să-i tratez. Domnule ministru. Și oricum prevenția este desconsiderată. Da, domnule ministru. Corect. Ce spunea și domnul doctor Alexandrescu. Legat de prevenție, dacă vrei să te coste mai puțin legat în domeniul sănătății, dai mai mulți bani pentru prevenție. Culmea, în actuala coaliție taie banii de la prevenție. Dar... și culmea, în condițiile în care bugetul Fondului Unic de Sănătate a crescut față de anul trecut și dai mai puțin bani la medicii de familie, o mare greșeală. Dar probabil au alte priorități, fiind an electoral, vor să ducă bani în anumite zone către clientela politică. Nu e altă scuză pentru... adică nu că e scuză. Nu cred că ai altă intenție a celor de la guvernare să reducă cheltuielile cu în domeniul sănătății. Nu, le-au crescut, dar se duc către clientela politică și în defavoarea pacientului. Că, de fapt, mai puțin bani la medicii de familie suferă pacienții și s-ar putea pacienții să scoată bani din buzunar, pentru că mulți medici de familie vor renunța la contractele cu Casa de la Sănătate 1 februarie. Pentru că nu pot să funcționeze. Da, mulțumesc foarte mult tuturor. Da, foarte scurt că mergem în publicitate. Iar actul adițional semnat cu Casa se încheie pe 31 ianuarie. Exact. Pe 1 februarie nu există niciun act valabil nicăieri în țară, niciun domeniu sănătate. Deci, probabil, vom avea consultații contra cost. Mulțumesc, domnule doctor, vă mulțumesc, stimați invitați. Pauză, ne întoarcem.